și manechiță de aia. Vă cred, domnule. Auzi, domnule, după ce o decat pe doamna, să vă consumați pe mine. Pici, pici, pici. Auzi, nesimțită, care nesimțită aia de vrei să te faci în față? Pleacă de-i stai afară. Mama, mama. E bine, o să aștept. Să aștept, fotocrâmul. Nesimțită ce e. Ca asemenea la vorbă cu fiecare. Lila? Suntem cele mai bune prietene. Tremur, mă rog, mama e. Eu sunt. Doamne, ferește. Foarte multe despre dumneavoastră. Că suntem ești rapă, frumoasă, bună. Ar trebui bătuți copiii ăștia care vin. Și că mereu îi dați bani să ne susție. Normal, normal că da. De cât ți-i dau omul de tată să-i fie mai bine, dar mi se dea. E bine, dacă putere vorba aici despre bani, puteți să-i dați prin mine bani. N-am nicio bani, n-am nicio pleacă. E bine, sărut mâna, mama, da. Așa cum vă spun, dar dumneata cu șumează bine, eu ați-o povestesc cât de voie bărbatul. Episodul 1. Așa, domnul, eu îți povestesc cât de voie bărbatului. Episodul 5636. Sângeți, doamnă, sângeți! Au, domnul, mă bate fără motiv, domnul. Zău? Nu cumva sângeți ca în pârcă. E, asta-i treaba mea, nu-i treaba lui. Și așa el nu știe ce fac eu când ne plec la servici. Cam ce faceți, doamnă? Mă mai duc vecinul mitică. Dau de ceva de omor așa. E o tehnică mai nouă de masaj. Continuați, continuați. Mai zice despre instituțul dumneavoastră. Mă mai duc. Opa! Aceea domnul de măcușul așa. Mă scuzați, continuați. Dar să știți că eu vreau să lepă. Așa se faceți, așa? Dar eu nu vreau să lepă. Dar m-am gândit, o să-l omor. Mă duc acasă, îi pun praf de șoarte în țigaie. Îi dau să fumie țigaie o grămită și mă scap. Așa se face, așa, foarte bine. Rămâi și cu toată adică. Dar și dacă o mor pe eu, mă iei mă tare de nevastă? Te iau, doamne, te iau. Așa mie îmi place de tine că ești gros și nu știu vezi cine ești. Ție-ți convine că nu ești convine. Sigur, doamne, că îmi convine, sigur că da. La revedere. La revedere. Ce batic frumosețe la vieții ăsta. Ce frumoase, poți să-l ating și obțin. E sigur, eu nu te obiectiv în porcul ăsta că i-am vastu. Iar asta e. Pe costelul mă mor, copiii trimit-o în terenat. Frumoase zile, nu? Și gata? Să trebuie și eu serviciu să mă odihnesc și eu puțin. Costele, nu mai pot, mai fumez o țigară și mă pun. Țigară, Costel? A, de fapt m-am răzut mai fumez, că-mi face rău. Păi de ce, Costel? Chiar țigară. Păi ce? Nu fumez, eu fumez mai atunci când e nevoie. Păi de ce, Costel, că bunicul mi-a fumat până la 80 de ani și le-am fost nimic. Da, bă, dar s-a apucat la 69. De ce scrie pe pachetul de țigări? Tutunul domnează drag sănătăți. Dar Costel, tutunul, dar nu țigări. Nu fumez, eu fumez mai atunci când mă enervez. Ce, Costel? Măcar ce te nevoie la pe tine, Costel? Dacă aș auzi că m-a înșelat mașinieroa. Am înșelat. Cu cine vă? La toța. Așa cu mine, că trebuie să mă cam ce dără. Vole, mă cam ce dără. Pot să te faci ca în fără să mă enervezi. Asta e scăpat. Unde-s copiii ăia? Sus la fel, mi-ar poste. E tu e un mai lor. Asta vreau și eu pe tine, să mă liniștească pe totdeauna. Dar răspunța m-am înțeles de ce
mișcarea asta. Thank you.
Nu, nepoți ușor. Și credeți, așa cum a fost, ne dați crezare. Vreau să mulțumesc, în primul rând, părinților, pentru că ne-au susținut și pentru tot ce a făcut pentru copiii dumnealor. Vreau să zic că să aibă bucurie de dânșii, să le aducă fericire, succes să aibă, în primul rând, la examene, pe urmă, să le se deschidă drumul vieții mai departe, numai cu bucurie, cu sănătate. Și unul Domnul de sus ne păzească pe toți, pe tot ce eu. Vă mulțumesc încă o dată și deci era noastră la sfârșit și vă invităm la o horă